asta a fost motivul pentru care m-am apucat de tenis, acum sunt campion la junior. Ilie Năstase rămâne pentru poporul român un star. Vreau să-l felicit pe domnul Năstase pentru aniversarea celor 40 de ani de când a devenit lider mondial. Și aș vrea să ne mai spună încă o dată dacă chiar s-a culcat cu 1000 de femei. Oricine a trecut pe la Clubul Armatei, ca și domnul Ilie Năstase, rămâne aici în inima mea. Știu că a fost în primul clasament ATP pe locul 1, dar cu siguranță dacă s-ar face clasamente pentru cel mai bun all time, ar fi tot pe locul 1. Mă bucur foarte mult că primul român din istoria ATP-ului a fost un român. Toată lumea aș dorea să ajungă ca el, dar puțin am reușit, dar foarte puțin în România niciunul bun. Știu că este cel mai mare tenisman al României și, bine, au mai fost și alții, dar niciunul n-a fost ca dânsul. Mândria României. Este racheta numărul 1 a tenisului românesc, idolul la mii de copii. Îl admir foarte mult, mi-a lipsit orice ceasul cu numele lui și cu drapelul nostru. Ilie Năstase pentru mine a fost idolul copilăriei mele. Țin minte că prima rachetă de tenis era din lemn, Neptun, și toți îl imitam în fața peretelui. Prima dată l-am întâlnit pe Ilie Năstase la un turneu de copii. Atunci am câștigat titlul la categoria 80 ani. Se chema chiar trofeul Ilie Năstase, unde chiar dânsul a venit și mi-a amânat premiul. Este cel care ne-a arătat tuturor că se poate ajunge acolo în poziția întâi, în clasamentul mondial, și cred că de atunci toți copiii care încep să joace tenis în România își doresc și știu că cineva dintre noi a ajuns acolo și îi motivează să încerce măcar să se apropie de această țintă. Când venea de la tot felul de turnee de tenis și așa mai departe, omul venea și aducea la toți copiii din cartier, fugăreau mașina de la stradă și până ajungea în fața blocului și le dădea mingi uzate, și rachete de tenis câteodată, un tip foarte simpatic. Face România să fie cunoscută în afară și pentru altceva decât pentru părțile negative. Ilie Năstase, un nume care, fără să vrei, când auzi de el, râzi, te bucuri, de-abia aștept să-l cunoști. Eu, ca jucător de tenis, a fost eroul meu de când am crescut. Numărul 1 mondial, în orice colț al lumii în care am jucat, toată lumea îl cunoșteau pe Ilie sau Nasty. 40 de ani, incredibil cum au trecut timpul, cum mă gândesc că eu fac 40 de ani. Nasty, ai fost și ești un, nu numai jucător, dar și o persoană incredibilă și sper să rămâi așa cum ai fost și cum ești.